În al preasfințite Părinte Mitropolit Hristostom de Patras, astăzi când ați poposit în această peșteră a Sfântului Apostolului Andrei, simțim cea mai mare bucurie. Este cea mai importantă vizită pe care am primit-o la această mănăstire. Noi avem sentimentul că prin înalt preasfinția voastră, care sunteți pururea lângă capul Sfântului Apostol Andrei și care slujiți în Duhul Sfântului Apostol Andrei, unde el și-a sfârșit viața mucenicește, simțim acum că Sfântul Apostol Andrei s-a întors aici la noi, prin înalt preasfinția voastră, să ne binecuvinteze încă o dată, să ne spună încă o dată cu Sfântul Apostol Pavel: sculați-vă, treziți-vă, iată, părinții voștri vă cercetează. Pentru noi români, Sfântul Apostol Andrei este părintele nostru. Și peștera aceasta este locul de unde au izvorât luminile credinței. Pentru noi este Betleemul României, că de aici s-a văzut lumina nașterii lui Hristos. Dar este totodată și mormântul Domnului, că aici s-a auzit de moartea Fiului lui Dumnezeu întrupat. Este și locul învierii și al înălțării Domnului. Este locul de unde a izvorât adevărul, credința și viața noastră a tuturor. Sfântul Apostol Andrei a pregătit cu adevărat nașterea noastră ca neam, pentru că el s-a dus întâi în cetatea Adam Clisi și a creștinat poporul și l-a chemat aici, și apoi a venit Traian și a zidit monumentul, certificatul de naștere al poporului român, sfârșit la 109, astfel încât noi ne-am născut deodată români și creștini, o identitate unică în lume, să se nască un popor cu ființa și cu credința în același timp. Și iată, în al preasfinția voastră ne-ați înnoit acum spiritualitatea noastră, venind cu Duhul Sfântului Apostol Andrei în dobrogea noastră dragă și sfântă, și ați pășit și ați gândit la pașii Sfântului Apostol Andrei, la Tomis și apoi la Adam Clisi, la mănăstirea Sfântul Filip, pentru că l-a chemat pe Sfântul Filip în ajutor, că toți oamenii ținutului acestuia l-au primit cu bucurie. Aici a trăit pașnic Sfântul Apostol Andrei. Aici n-a avut împotriviri, pentru că locuitorii de aici credeau într-un zeu principal, Zamolxes, și celelalte zeități erau socotite secundare. De aceea, când a vorbit Sfântul Andrei de un singur Dumnezeu, oamenii locului acestuia l-au acceptat de îndată și l-au primit, și de aceea a plecat de aici cu pace și cu bucurie, după ce l-a ajutat și Sfântul Apostol Filip. Vă rugăm să primiți înalt preasfințite din partea noastră expresia cele mai profunde iubiri, cele mai sincere îmbrățișări, cele mai curate credincioșii față de biserica dumneavoastră, față de slujitorii din Grecia, față de spiritul curat al credinței pe care o propovăduiți. De aceea, mulțumirea prin cuvinte este săracă. Noi vă vom mulțumi de acum înainte, înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne pentru sănătatea și sporirea în propovăduire și în credință a înalt preasfinției voastre, pentru ușurarea poporului pe care îl păstoriți, ușurarea de păcate și întărirea în credință. Dumnezeu să vă țină mulți ani, pentru că ați dorit să adeveriți bucuria credinței noastre comune și a aceluiași Părinte care ne-a adus Sfânta Evanghelie.
această bucurie să rămână la popoarele noastre a credinței și a iubirii pe veci pecetuite prin această comuniune între România și Grecia, între peștera Sfântului Apostol Andrei și Patras, unde se află capul Sfântului Apostol Andrei. Dumnezeu să ne ajute nouă tuturor să ne țină treji în credință, vii în iubire și neobosiți în propovăduirea cuvântului adevărului.